S-ar putea să fie interzis fumatul în localuri. Ce părere aveți? Da, păi, mă întrebați pe mine, întrebați pe tinerii ăștia care își fac de cap. După 50 de ani grijești de sănătate, cât uși de puțin. E părere foarte bună. Eu nu fumez și de-aia sunt de acord cu aceasta. Nu prea frecventez localurile, dar să știi că numai, cu toate că eu sunt fumătoare. Dar care nu le place și nu fumează, atunci da. Deci e o opțiune care s-ar putea... Eu am fost și în Germania și în Italia și în localuri nu se fumează. Se fumează dacă sunt terase afară sau, știu eu, în parcuri. În aer liber. În aer liber. Dar în, deci în localuri și în casă nu se fumează nicăieri. Deci asta și eu, personal. Copiii nu fumează că sportivi amândoi și eu fumez, dar ies afară din casă. Când fumez. Nici în casă nu stau măcar în bucătărie. Și așa că nu e nicio problemă. Cum pot să mă duc eu afară în aer liber să fumez la țară? Așa că și alții pot să facă lucrul ăsta. Deci ar fi indicat. Pentru că sunt copii care merg și în localuri și ăsta și atunci ar fi foarte bine. Sunt care nu fumează, nici a mei nu fumează niciunul. Deci eu fumez, nu pot să zic, dar ies afară. Nu știu, eu sunt fumătoare. Foarte bună. Deci a fost o fumătoare și m-a lăsat de fumat, așa că doresc la toată lumea să se lase. Foarte bine. Foarte bine, mi-ar plăcea. Sunt fumător, dar de acord cu chestia asta. Deci în public, sigur că sunt foarte de acord ca să nu se fumeze. Deranjăm pe alții, eu mă feresc de chestii din asta. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, să fie interzise. Să nu fumează nimeni, nici într-un local. Nici pe stradă să nu-i lasă, că eu nu fumez, oricum. Părere foarte bună. Pentru cine umblă în local. Eu care nu umblu... Foarte bine. Mi-ar părea bine. Pe mine mă deranjează fumul de țigară. Foarte bine. Doamne, dar și nu fie nici țigări în veci. și nu lasă nici fumează, pe nicării. Să dea Dumnezeu după fața pământului să-l lea. Fumatul, da. Fumatul s-a întâlnit. Foarte bine, sunt de acord. Fiecare. Fiecare face cum vrea. Da. Eu m-am lăsat să lasă și ei. Da, ar fi o părere, foarte bine ar fi. Da, foarte bine ar fi ceva și pentru tineret, să nu mai stea prea mult, să-și petreacă timpul liber pe teren de sport, nici într-o casă în baruri, că nu dă sănătate deloc barurile, plus de învățătura scade, odată ce te afli într-un bar, te gândești la multe lucruri și nu te ocupi de școală, mă refer la elevi. Ar fi foarte bine, de părere să se scoată și să se amenajeze locuri pentru fumat și în oraș, nu tot timpul cu țigara în mână și în alte probleme. Ar fi un lucru nemaipomenit după părerea mea. Și pentru tine, și pentru oameni vârstnici, chiar și pentru pensionari, că tot duc numai la slăbirea sănătății. Nici într-un caz nu duce spre bine. Localul Pizzeria Andy, situat la intrarea în localitatea Hereclean, județul Sălaj, organizează botezuri, nunți, petreceri, onomastice și parastase. Restaurantul are o capacitate de 50-60 persoane, terasă și bar. De asemenea, localul pune la dispoziția clienților 5 camere cu 11 locuri, dotate cu televizoare, internet, mobilier modern, grup sanitar, bar de zi și parcare cu cameră de supraveghere. Prețul unei camere este de 80 de lei pe cameră pe noapte. Pentru mai multe detalii, puteți suna la numărul de telefon 0752 648 843.